Doamnelor și domnilor, invitatul special al punctului pe Orion de astăzi este domnul Roman Boca. Mă bucur să ne reauzim, domnule Roman, și dați-mi voie chiar la început să vă fac cadou această carte pe care am lansat-o în urmă cu o lună de zile, punct și de la capăt, eseuri de la 802 metri altitudine, pentru toți cei care nu v-au regăsit în poza de grup, aș vrea să știe că domnul Roman a fost, s-a numărat printre invitații mei, dar datorită unor motive și extrem de bine justificate nu ați putut veni. E o selecție de 50 de eseuri care nu au legătură cu Vatra Dornei, dar de fapt este o oglindă până la urmă în care și noi dornenii ne putem regăsi, deoarece și Dorna este un microcosmos al acestui spațiu în care viețuim. Ce pot să spun? Sper să o recitiți cu mare drag sunt uh, articolele care au apărut în uh, monitorul de uh, de dona de-a lungul anilor și sunt tare curios uh, care dintre ele se vor afla printre uh, favoritele uh, dumneavoastră. Deci cu mare drag, cu respect și recunoștință, așa cum v-am și scris uh, uh, când mi-am uh, mi pus și semnătura pe pe dedicația pe care v-am uh, făcut-o. Uh, Punct și de la capăt, domnule Roman Bocă. Vă mulțumesc foarte mult pentru cu În primul rând vreau să vă spun la mulți ani că a fost ziua dumneavoastră acum două zile. Să fiți sănătos și să faceți multă treabă în folosul comunității, a copiilor noștri care sunt la școală și de ce nu să scrieți mai departe așa cum a scris și vreau să-mi exprim părerea de rău când am fost la lansarea cărții dumneavoastră. Știți că am fost plecat, dar cu siguranță dumneavoastră, cu perseverența dumneavoastră, cu calitatea, știu, eu, de jurnalist deosebită pe care o aveți, o să scrieți și alte carte și am să fiu acolo, promit, dacă situația o să-mi permită. N-a fost un motiv altul decât cel care îl știți și dumneavoastră, am fost plecat din zonă. Vă mulțumesc din suflet pentru această carte. Am văzut și am fost informat că a fost un succes. Ați avut multă audiență și a fost fascinată de ceea ce dumneavoastră ați prins, ați cuprins în aceste coperți ale acestei cărți minunate. Noi am postat deja într-un articol pe site-ul monitorului de Dona și pe paginile noastre de, de Facebook această delegație din care ați făcut parte, această misiune economică, dacă pot să-i spun așa, a Camerei de Comerț. Însă, telefonul pe care noi doi l-am avut astăzi dimineața, în care îmi descriați o realitate pe care nici măcar cei de la România te iubesc sau poate emisiunea în premieră, din când în când o mai prezintă, despre confrații noștri, compatrioții noștri, despre modul în care trăiesc aceștia în Italia, parcă nu m-a zguduit mai mult decât cele 10-15 minute pe care le-am avut dimineața. Mă gândeam ce să fac, ce să fac, să facem un telefonul zilei, să, unde, să intre la telefonul zilei, după care v-am sunat și v-am spus, Întâlnirea pe care dumneavoastră ați avut-o cu consulul uh, României, uh, realitatea pe care v-a prezentat-o, m-am gândit că trebuie să se uh, regăsească într-un uh, scurt uh, interviu. Uh, a fost mai mult decât v-ați fi așteptat din spusele uh, Consului, pentru că noi vedem din când în când anumite știri pe televiziunile naționale, mai citim pe Facebook de anumite situații, uh, știm foarte bine cu ce ne confruntăm la nivelul țării, ca depopulare, un factor. Și un element care este deja de notorietate. Este cea mai masivă de populare a unui popor european după cel de-al doilea război mondial, și după Siria, într-o situație de război pe planeta noastră, România este supusă la cel mai mare exod. Ceea ce ar trebui nu numai să ne dea de gândit, ci să ne îngrijoreze. Dincolo de misiunea economică, de discuții, de întâlniri cu oameni de afaceri, Asta v-a marcat cel mai mult, această realitate că este mai sumbră decât uh, ni se prezintă? Uh, domnul profesor, atunci când te duci într-o țară străină, de fapt te duci să vezi ce și cum gândesc și ceilalți, să te poți compara, să vezi ce se întâmplă în țara respectivă, dar uh, în uh, Italia, cu siguranță, eu am mai fost, nu este prima dată, uh, am. Vreau să ne întâlnim și cu autoritățile românești de acolo, să vedem ce se întâmplă cu românii, fiindcă și eu și dumneavoastră știm că sunt foarte mulți români în această zonă. Uh, sigur a fost o situație destul de emoționantă pentru noi cei care am aflat uh, anumite lucruri, uh, deși uh, am fost oarecum informați să vedem cam câți români sunt acolo, că te duci și ești curios să, vedeți în, să vedem în ce condiții lucrează, uh, care este situația economică a lor și am tot pus întrebări și nu numai la Consulatul României, dar am pus întrebări și cu celelalte. Uh, Celelalte persoane sau oameni de afaceri cu care am interferat să vedem cam care este situația și numărul de români. Să știți că am fost în. mâncam la restaurante sau mergeam în magazine, era doar de puține ori n-am găsit într-un restaurant un român care să lucreze ne chinuiam cu oferta meniului și uh, zicea nu e nicio problemă că eu vă pot pune românește. Sunt de la Brașov, sunt de la Cluj, sunt de la Târgoviște. Sunt de unde sunt uh, și sunt de 10-15 ani aici. Uh, la consulat uh, din datele oficiale pe care le are consulatul acolo, sunt cam 1.200.000 de români înregistrați, iar până la 2 milioane și jumătate e o, 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 cifră neoficială, dar reprezintă o realitate, sunt români neregistrați care lucrează la negru. Chiar doamna consul din zona Boloniei ne spunea că cam 80% dintre românii care lucrează în Italia se chinuie. Am rămas surprins. Cum așa? De ce așa? Ce dacă acum 15 ani sau 10 ani în urmă, noi în cadrul consulatelor, primeam o mie și ceva de uh, euro da? sau de dolar, uh, nu știu exact cum era acum, uh, când, nu știu de când este introdus euro. Uh, un lucrător care lucra pe un stadion și tundea iarba primea 2000 de euro. Da? Aproape că nu ne convenea să lucrăm uh, în consulat, că era mai, mai convenabil în partea cealaltă. Acum lucrurile s-au schimbat. Uh, salariul mediu în Italia este undeva la 1500 de euro, ceea ce pentru... Un om care lucrează și trăiește acolo, având în vedere costurile pe chirie, care sunt destul de mari, încep de la 500 de euro, foarte rar găsești chirie, de la 7 până la 1000 de euro să dai pe chirie, sunt costurile de întreținere, de mâncat, de trăit și așa mai departe. Deci, veniturile nu sunt atât de, știu eu, benefice unui trai normal. De aici a și venit ideea sau știința consulatului de acolo că 80% dintre români o duc destul de greu, să chinuie. M-a da. impresionat și faptul că ne povestea că în Bolonia, da, 20 de cadavre ale românilor care nu sunt recuperate, nu sunt identificate de cineva să le ia ca familie, ca aparținători, sunt acolo și fac disecție studenții de la medicină. Vă dați seama în ce dezastru economic, emoțional, trăiesc oamenii de acolo. N-am înțeles de ce. Am înțeles că biserica se implică destul de mult. Este factorul de unitate biserica acolo. S-a încercat uh, mai mulți candidați ale ai românilor să candideze în diferite orașe, regiuni, să candideze la funcție de consilier local sau știu eu ce alte funcție în administrație, dar românii nu sunt destul de uniți. Da? De exemplu, ne provestea o doamnă profesor care era și ghid la Florența, a candidat și uh, și-a pus mari speranțe, fiindcă se baza pe o comunitate cam de 20.000 de români în Florența și a fost votată de 32 de români. Da? E un lucru pe care noi nu l-am înțeles și să știe că comunitățile de români din, din străinătate nu se unesc și nu luptă ca să-și apere drepturile și interesele. Aici este ce vă povestesc eu în zona toscană. Lucrurile stau relativ binișor, da, relativ bunișor, mai bine stau în nord, dezastru în sud. Adică, din ce am văzut la emisiunile pe care le-am amintit la început, adevăratele drame ale românilor sunt în partea de sud. Sicilia, Calabria, tocul cizmei. Unde, din ce ni s-au prezentat, din când în când de mass media națională, e sclavie, pur și simplu. Adică femei, în special femei care lucrează sau și bărbați la ferme, sunt traficate sexual, sunt uh, private de libertate și nici măcar nu sunt uh, nu sunt plătite. Bătute, amenințate, violate, șantajate, chiar uh, cu răpirea sau sequestrarea copiilor pentru a presta uh, toate aceste munci. Doamna Consul va a confirmat că lucrurile stau chiar atât de dramatic? Pentru că sunt convins că ați pus întrebări despre partea de nord, partea de sud, cât de dramatică e situația, ce face statul român sau ce a făcut statul român, indiferent de regim de-a lungul anilor. Să știți că situația poate fi dramatică atunci când te duci să lucrezi neînregistrat. Este foarte riscant, fiindcă nicio autoritate românească nu te va găsi, nu știe de tine, nu știe că există. Da? Dacă tu ești înregistrat, lucrezi cu forme legale, sigur apare într-un, cum e revisalul la noi, să zicem, da? Apare, apare în sistem și cineva te va găsi. În situația în care tu te duci și lucrezi la negru, traficat din România să fi dus acolo la negru, să lucrezi undeva, într-o seră sau în altă parte, riscurile sunt foarte mari. N-are de unde să știe nici consulatul, nici ambasada de tine. N-are cum să știe. Iar zona de sud, cum spuneți dumneavoastră, am văzut și în cadrul emisiunilor media din România, da. a Ministerului Românilor de, Petru, de pretutindeni, când am văzut că se discuta chestia asta și o știm și noi, o știți și dumneavoastră, o știu toți, că situația românilor care lucrează în sudul Italiei este destul de dificilă. Să complac, se pare că și autorității italiene nu merg să. Facă, știu, ordinea care trebuie, deși în sudul Italiei lucrurile nu stau chiar atât de bine. Este o aventură pentru un român care își dorește să meargă, să lucreze în acea zonă. Este o aventură. Gândiți-vă că o batantă, da, cum zic italienii, e o femeie care lucrează în casa unui bătrân, a unui, unor familii de oameni în vârstă, primesc între 500 și 600 de euro, da. Există un avantaj că mănâncă acolo și dorm acolo. Dar statul italian deja va impozita aceste venituri, ceea ce nu prea mai asigură, știu, un avantaj. Cât era avantajul? Că în momentul de față, în România, nu găsești o femeie de serviciu care să fie angajată doar cu 500 de euro. Da? Nu găsești. Fiindcă dacă a fost angajată cu 500 de euro, nu i s-a plătit nimic la stat da? ca să beneficieze de o pensie ulterioară. Gândiți-vă că sunt o grămadă de români, așa cum sunt și în Italia, care vor veni peste ani sau nu vor veni sau vor rămâne în țara unde lucrează acum sau vor veni în țara de unde au plecat și nu vor avea niciun venit. Vor fi niște presiuni extraordinare pe bugetele statelor care vor au asemenea oameni care lucrează neregistrat și nefiscalizat în o țară precum Italia. Da? Sunt probleme care le vom avea nu în mult, nu într-o perioadă lungă de timp, care vor face probabil presiuni pe bugetul României și sunt oameni care n-au lucrat pentru România, au lucrat pentru alt stat, au creat plus valoare acolo, au asigurat dezvoltarea unor comunități și societăți și vor veni, vor veni perioadele scadente când nu vor avea venituri atunci când nu vor mai putea munci. Da, și dacă toate aceste lucruri se vor întâmpla într-o perioadă de criză economică, da, care se prefigurează la nivel mondial, nu în, doar la în nivel în european? Momentul, în momentul de față, creșterea economică a Italiei este creștere zero, da? Unii spun că deja Italia este în criză, autoritățile italiene nu o recunosc. Lucrurile probabil că sunt în statistici, nu am eu, știu nici, de, nici expertiza, nici calitatea să o spun, dar cam pe aici sunt discuțiile referitoare la economie. Ce, ce demonstrează lucrul acesta este că în ultimii ani, în ultimii doi ani, ar fi plecat din Italia cam peste 300.000 de italieni care să lucreze în alte parte. Atunci când îți pleacă oamenii din țară, nu pleacă uh, din uh, alte motive decât uh, foarte puțini, dar uh, marea majoritate pleacă din motive economice. Da? Din uh, cauza unui trai uh, care este din ce în ce mai greu și nu uh, îți poate asigura confortul nici de azi, nici de mâine. Da, și cum spuneați uh, și dumneavoastră. Uh... Munca a fost de la an la an, în funcție și de valurile de migranți, de, din ce în ce mai slab plătite. Pentru că, Românii, când a venit, venit valul de români după integrarea în Uni Uniunea Europeană, italienii au spus, le-au reproșat compatrioților noștri că au spat, spart piața, adică că și-au vândut munca foarte ieftin. foarte ieftin, după care a urmat un alt val. Al celor din Africa de, de Nord, da, și au scăzut și mai mult, adică lucrează mai ieftin decât lucrează uh, românii. Uh, italienii, destul de confortabil, cel puțin tinerii, din ce îmi spun foști, elevi de ai mei care lucrează în Italia, au uh, asigurări, au uh, venituri de la, de la stat, aceste ajutoare de la stat, și nici nu se complică foarte mult, ori țin părinții acasă. Ori uh, iau ajutoarele uh, sociale, iar noi, așa cum am spus, am contribuit la PIB-ul acelor țări. Și aici, iarăși, este o. o uh, uh, să nu zic: e o chestiune de, de. de nerecunoaștere a meritelor, pentru că au ieșit întotdeauna lucrurile urâte în țările respective, mai ales în Italia. Cred că cei mai mulți sunt în Italia. Fără ca măcar să se recunoaște că, da, românii au făcut ca această țară să prospere sau să crească. Pentru că sunt foarte multe munci pe care nu le-ar fi făcut italienii, popor dar mediteranean, nici... dar le-au făcut românii. Dar nici românii nu le-ar fi făcut în România. Le fac acolo, fiindcă aici au mândrie, mândria românului, fudulia. da? Fudulia, da? Fud, fudulia, să-i spunem. E fudulia. chiar mai bine. Da, fudulia pică mai, se asociază da, cu da. cealaltă mai bine, da? Le fac acolo și le fac pe bani foarte puțini. Vreau să spun apropo de despargerea pieții, a, a, a muncii vândute ieftin. În momentul de față, din zona Magrebului, da, vin o grămadă de oameni hmm. din zona respectivă care își vând forța de muncă pe 2-300 de euro ceea ce este foarte grav, deci foarte grav. Acum nu au performanța românilor sau nu au specializările pe care le-au avut românii. În anumită domenii, corect? În anumite domenii. Da. Dar să vând ca și forță de muncă foarte ieftin. Este destul de, de grav că se întâmplă chestia asta, dar stau și mă întreb că în momentul de față și la români sunt, apropo de ce spuneați dumneavoastră că italienii ne-au tot blamat în timp și în ani, să știți că încă sunt pușcăriile pline de români în Italia, ceea ce este foarte grav. Este foarte grav. Au făcut tot felul de abateri da. de la normele de conduită și viață în Italia și sigur au fost sancționați. Dar ar fi de interes pentru noi, mai ales că criza forței de muncă din România este foarte mare, ca românii care nu o duc bine, sunt plecați de șapte, opt, zece ani acolo și să chinuie așa cum s-a folosit expresia în consulat, ar trebui să vină acasă, fiindcă lucrurile s-au schimbat. Da. Din necunoaștere nu vin. Probabil că autoritățile române nu prezintă uh, situația sau nu pot să o prezinte la toți cei care au plecat acolo, că n-au cum să-i caute peste tot, uh, să le prezinte situația așa cum este în România, că se poate trăi de 100 de ori mai bine, poți pune cărămidă peste cărămidă în țara ta, ești respectat, Ești te simți bine pe pământul tău și poți continua, continu, să ai continuitate și să-ți să, uh, poți clădi o viață mai, uh, mai ușoară. Adică să faci un asemenea compromis, dincolo de trauma, ruperii, da, psihologic și emoțional, de familie, de copii, copii de copii. Copiii lăsați aici, divorțuri produse, părinți abandonați aici, vă dați seama că sunt părinți care au rămas la 70-80 de ani, 70. care se... Să chinuie și ei aici, fără un sprijin. Deci lucrurile sunt destul de dramatice și complexe. Și complexe. Deci, văzute, văzute din exterior, văzute de noi din România, ce domnule lucrează în Italia și are bani. Nu, lucrează în Italia ca să supraviețuiască. Se poate trăi de azi pe mâine. Da? Sunt 20%, sunt oameni care au alte profesii, sunt medii, sunt ingineri, sunt, știu eu, în alte structuri ale statului, care câștigă bine, dar acolo înseamnă școală, înseamnă responsabilitate, expertiză și așa mai departe. Dar sunt puțini comparativ cu masa mare de români care o duc din ce în ce mai greu. Iar peste toate, într-un procent îngrijorător, vedem această situație cu sindromul Italia, nu știu cum se numește, dar am văzut reportaje de la Iași, de la Socola, cu femei care s-au reîntors și care au acest sindrom. Adică Cred că sindromul Italia, nu mai știu exact, dar putem să, să verificăm, adică afecțiuni psihologice, psihice, situații de internare într-o astfel de, de, de clinică. După muncile pe care le-au făcut, mai ales cu femei mămici care au îngrijit bătrâni și au trecut că nu e ușor să stai pentru, cum am spus dumneavoastră, pentru 500 de euro. 5-600 de euro. Vă dați seama dacă uh, îți lași copii acasă. Slash soț acasă Și te duci să lucrezi în sudul Italiei Fiindcă ți-a promis o firmă, nu știu de care Că te duci și vei găsi uh, pământul făgăduinței acolo Și de fapt tu te duci acolo Și te simți că ai fost traficată Ești pusă la muncă și primești șapte euro Pe oră da? Vă dați seama că e o, e o situație dramatică Când îți faci socotelile La sfârșit de lună Și vezi că tu abia ai reușit să mănânci să de îmbrăcat doar ce ți-ai luat de acasă și să-ți plătești somnul, da? E un lucru dramatic. Vi, te-ai dus acolo ca să vii să-ți rezolvi problemele financiare din România. Nu cred că se poate în momentul de față, după informațiile pe care le-am primit noi și de fapt le-am văzut acolo. M-am întâlnit, era într-un restaurant, un chelner care era din Cluj. Ce domnule, eu sunt de 20 de ani în Italia, dar am auzit că se trăiește mai bine în Cluj, da? Ceea ce îți dă de gândit. Omul știe că lucrurile stau așa. Da, fiecare își face, cred că, un bilanț că dacă rămâi cu atât de puțin. Da. Dacă viața, costurile, chiriile, toate sunt atât de mari, dar cu toate astea preferi să, să nu te întorci înseamnă că e o problemă un, undeva pe care fiecare trebuie să-și o negocieze personal. Unii se gândesc că nu se mai pot adapta copiii, copiii sunt mari, cum să meargă la liceu, cum să meargă la școală, vor face față, nu vor face față. Lucrurile știți, sunt complexe. Da, să știți că uh, uh, copiii românilor care s-au născut acolo uh, vor avea alte șanse. Fiindcă ei se integrează, s sau integrat mult mai ușor. Au colegi, au colegi italieni, au simțit și înțeleg, fiindcă au, știu limba, înțeleg altfel cultura și mentalitatea ital italiană. Da? Deși nu e mare diferență între noi și ei, au un alt stil, dar nu atât de diferit. Da? Uh, și șansele lor sunt mai mari. Cred că generația de sacrificiu a fost generația părinților lor. Uh, da care și-au rupt oasele muncind ca să poată să le asigură perspectivă copiilor. Da? Dar sunt foarte mulți care nu sunt cu copii. Vă dați seama că au plecat și dumneavoastră ați văzut de la liceu: au plecat cu 9 clase, cu 10 clase, au plecat că aveau și au simțit nevoia că trebuie să câștige banii de ieri și nu de mâine. Adică au renunțat să se școlarizeze, să se pregătească, să aibă o altă perspectivă asupra existenței pe pământ, da? Să înțeleagă ce se întâmplă într-o economie de piață, să-și poată. Gestiona viața altfel, s-au dus cu școală foarte puțină și sunt uh, uh, foarte bun de exploatat acolo. Unde ziceți, dumneavoastră, pentru că vom ajunge și la momentul Kiev ați fost uh, cu o echipă, doamna medicală, la Kiev uh, recent, în uh, Ucraina, dar dacă ar fi așa, să vă gândiți nu doar în domeniul în care activați, unde ar fi necesar uh, și unde ar câștiga bine uh, dacă s-ar reîntoarce? Și Azi cei cu studii că... și cei fără studii. Ați da. văzut că cei din, din guverne, nu știu care guverne, dar au făcut o felul de programe de start pentru cei care vin în România, da. care se întorc. Unii au accesat, au putut să facă o mică afacere. Greșala mare a tuturor românilor sau a mare majorități a românilor care au lucrat în Italia și au plecat cu gândul să întoarcă, au venit și și-au făcut niște case imense prin România. În care au băgat o grămadă de bani, care nu le pot întreține și nici nu se întorc azi. Acum da? sunt două case părăsite, îmi spuneau mulți oameni din sateliții, doane din comunele învecinate și chiar în Dona. Casa părintească abandonată, părinții au murit și casa ta pe care ți-ai construit-o și nu poți să o îngrijești pentru că da. stai departe. Dumneavoastră știți foarte bine că atunci când îți dorești o casă, prima dată trebuie să faci o afacere sau să ai un serviciu suficient de bun încât să-ți poți construi casa din acel serviciu servici, da? să ți-o poți mobila și să o poți întreține uh, ca să nu împrumuți bani din bancă. În momentul în care ți-ai împrumutat bani din bancă Azi te îndatorezi peste 20 de ani și lucrurile stau un pic mai dificil. Dar dacă tu ai lucrat în Italia, ți-ai rupt ciolanele în Italia, ai venit, ai investit într-o casă, în loc să investești într-o afacere care se producă la rândul ei bani și din afacerea respectivă să-ți poți face casa și să-ți asiguri traiul de zi cu zi. Uh, am un fost elev cu care voi, uh, voi vorbi cu acest startup de care spuneți. Câteva da. zeci de mii de euro, dar, dar e ceva. Este o bulă de oxigen foarte importantă, să primești 40.000 de, de euro, da. da? Este un lucru foarte important și sunt atâtea nișe de afacere în România, atâtea locuri unde nu s-a făcut nimic, fiindcă -a fost, România s-a depopulat, da? Că spuneați unde se poate câștiga, se poate câștiga în construcții, în construcții foarte mult. Deci obligatoriu, statul român a obligat firmele de construcții să dea 3.000 de lei, da? Păi nici un angajator care are muncitori buni nu îi plătește cu 3.000 de lei. Îi va plăti cu mai mult, fiindcă oamenii ăia câștigă, produc mai mult. Mare este o să... criza forței de muncă în construcții ceva Este complex. Extraordinar de mare criza. Deci, dacă vrei să aduci un om din Asia, din, să zicem, din Vietnam, în momentul de față, acel vietnamez care vrei să-l aduci, trebuie să dai pe el. 1500 de euro. Nu, 2.500 de euro. 2.500 de euro. Dar Ai o dată la firmă respectivă. o dată și ai contract cu el pe șase luni, da? Contract pe șase luni. Uh, trebuie să-i fii foarte atent la recrutarea acelui muncitor care l-a dus din Asia să vezi dacă este sănătos și dacă este uh, uh, apt profesional și fizic, da, să îndeplinească fișa postului pe care tu vrei să-l aduci. Că dacă l-aduci și este total necalificat, ai dat o grămadă de bani și n-ai niciun fel de randament. Dar referitor la chestia asta, că statul român de fapt îngrădește aducerea forței de muncă din alte parte. Da, da. Este un lucru destul de neprietenos pentru oamenii de afaceri. Apropo de Ucraina, că am fost în Ucraina și știu de la cei din Cernăuți, că m-am întâlnit cu oameni de afaceri din Cernăuți și polonezii, au luat peste un milion și jumătate de ucrainieni. Uh, ucrainieni, români, polonezi care erau în zona de Bucovina de Nord și în zona Cernăuțului și au dus la muncă în Polonia fără condiții din astea draconice pentru uh, uh, oamenii de afaceri uh, polonezi. Da? A creat acea libertate și posibilitate și ei aveau criza forței de muncă și probabil că încă mai au uh, să le dea posibilitatea uh, oamenilor de afaceri din construcții sau cei alte domenii să-și poată desfășura activitatea. Da, au criza pentru că și polonezii ca și românii au, au plecat. plecat, au plecat da. da, dar au fost numai mai permisivi da, la nivel de legislație. Foarte permisivi, foarte permisivi permisiv și ei au mai făcut. Încă o chestie. N-au șters de pe harta țării industria care a avut o comunistă, au retehnologizat și au făcut foarte multe domenii de activitate din Polonia care sunt viabile. Urmăriți piața românească și veți vedea câte produse poloneze se vând pe piața românească. Și nu numai. Da? De ce? Că și-au păstrat industria, și-au adus-o la nivel de performanță și compatibilitate. Da, Asta e o, o a doua problemă pe care noi am discutat-o în cursul acestei dimineți, și anume că italienii, acum îmi dați exemplu cu polonezii, au avut o continuitate, pe când noi tot timpul, ca într-un mit al lui Sisif, am luat-o de la capăt. Indiferent că a fost vorba de ciclu istoric în România sau de regim politic, mai ales după 30 de ani, fiecare a venit și n-a continuat dintr-un punct. Chiar dacă a fost administrație locală sau uh, guvern al României, noi am spus, ce-au făcut ăia dinainte. înainte? Rău? Mergem noi și... Și -am, am demolat o industrie uh, pe care tot ne-am românesc. Nu am făcut-o Ceaușescu sau comuniștii, tot am noi. Dumneavoastră ca... la Casa Poporului, eu pe la metrou, pe la mine, până am făcut armata sau pe la uh, canal uh, și tot așa. Și Atâția alții din generația noastră, am unde ne-am rupt și noi oasele în România, nu în Italia. Uh, așa este. Am procedat ca Maoțedun cu vrebiile, știți. Până acolo s-a mers <laughs> să. Uh... Adică. Uh, știți că Mao Zedong a dat la un moment dat ordin ca și vrebile care veneau din regimul trecut să fie omorâte. Da? Cam așa am procedat și noi. Deci să distrugem tot ce a fost, fiindcă am simțit noi că nu e ok. Sau probabil că am fost și ajutați din exterior să ne distrugem ca să nu existe niciun fel de concurență. Nici o cetate, domnule ofițer. Nici o cetate. -a -a nu, domnule ofițer, nici o cetate nu poate fi cucerită fără ajutor din interior. Uh, așa că nu e din afară ni s-a tras pericolul, ci la trădătorii de neam din interiorul cetății uh, și nu zic eu, au zis, au zis o mari minți uh, luminate planetei uh, așa este, dumneavoastră știți foarte bine că întotdeauna serviciile secrete dintr-o țară sau alta își pregătesc oameni care îi aduc la în, în administrația țării de interes, da, în sări țintă, până la nivelul maxim, până da, sus, da. da? Știți că în toate administrațiile, după ani de zile, ni se spune că la nivelul 2 era omul nu știu cui, da? <cute> și așa mai departe. Este posibil ca și noi să fi crescut, plătit oameni de felul ăsta, Hai, care ne-ar ne Apropo, predat. printre cele 50 de editoriale, veți găsi unul, uh, un editorial, în care mă întreb, da, și se curiște ăștia, că la un moment dat puteam să adaptăm o vorbă bătrânească, cine n-are bătrân să-și cumpere, cine n-are un securist să-și cumpere, pentru că ei erau deținătorii de, de, informații și chiar mă întrebam aici dacă acești securitatea sau o parte dintre ei n-ar fi trebuit să fie în slujba poporului. Să fie în slujba poporului, nu? Adică da, o să găsiți dumneavoastră titlul, până și titlul foarte uh, simpatic, se cheamă Când câinele face lupul. Uh, trebuie da, să fim atenți da, e foarte sugestivă Imagine, <laughs> imaginea da. Da. este foarte adevărat noțiunea de securitate înseamnă să aperi ceva ce e a poporului tău, a unei instituții a unei comunități și așa mai departe asta înseamnă securitatea, să aperi ce e proprietatea Poporul, nu poporului nu să fii în, în slujba politicienilor pe care... Pe care trebuie să-i servești cu informații, cu telefoane ascultate, cu tot, toată această isterie uh, de care am avut și noi parte. Uh, uh, Sau mi -mi -mi doar în, în mâna, în serviciu agenturilor străine, cum spunea, știm noi cine. Da, numai că el spunea adevărul atunci. Atunci, <laughs> în rest ne-a mințit <laughs> Atunci, atunci spunea adevărul. Da, dumneavoastră știți foarte bine că un regim nu l-am instalat noi și nici noi nu l-am dat jos. A venit cavalul, da? Cum a fost și primăvara arabă, cum au fost și alte uh, mișcări din astea sociopolitice majore care au venit ca un tăvălug și nu, aveai, uh, nu te puteai opri, era ca și uh, uh, un tsunami și nu puteai să uh, faci Dar, față. Revenind, o experiența ucraineană pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră ca om de afaceri și ca om. Cu siguranță că v-ați întrebat, pentru că în anii trecuți v-ați mai gândit, domnule, de ce nu reușim prin Ministerul Sănătății, prin Guvernul României, să putem să aducem și noi, dacă avem o migrație masivă, 150.000 de medici să plece dintr-o țară, școlarizați pe bani acestui neam, nu putem să aducem medici din Republica Moldova, pentru că din nou există o inerție și o lipsă de înțelegere a fenomenului. De ce nu suntem noi mai permisivi? Adică în aceste delegații, în aceste misiuni economice, merg doar oamenii de afaceri? Nu merg și oameni politici ca să vadă cum stă realitatea în țara respectivă, cu ce probleme vă confruntați voi aici, în țară. Eu, eu, eu vreau să vă spun că uh, toate misiunile uh, diplomatice și economice ale României în străinătate fac informări către guvernele care există, A, da? Uh, toate serviciile secrete din România transmit informații către decidenți, că așa este Constituțional, deci nu o uh, uh. spun eu că am învățat-o la școală. Deci așa este în Constituție, așa ar trebui să fie. Uh, de ce nu putem aduce? Fiindcă Iarăși, guvernele din România și autoritățile în speță, că nu politicul trebuie să rezolve problema, instituțiile care au continuitate, că să schimbă un guvern, instituția trebuie să rămână ca piatra după apă, da, să funcționeze. Deci nu are nicio relevanță că s-a schimbat. O țară care funcționează normal poate funcționa și fără guvern. Ați văzut, Belgia a funcționat un an de zile fără guvern exact. și a funcționat fără să intre în criză economică, fără nimic, fiindcă celelalte instituții și-au făcut treaba. Da? Deci așa este normal. Deci ca și atunci când ai copii da? și copiii nu trebuie să fii cu ei atunci când ai mers cu trenul sau cu autobuzul sau ai ieșit undeva în public, atunci trebuie să instruiești. Copilul trebuie instruit de acasă ca el să aibă un comportament decent și normal în exterior. Da? așa și în, în zona administrației locale, locale, generale, da, naționale, ar trebui să fie mai permisivi și să se documenteze despre nevoile uh, oamenilor de afaceri din România, să vadă ce nevoi au. Da? Dacă forța de muncă nu permite o dezvoltare, că aici este marea noastră problemă, vrei să faci, n-ai forță de muncă, te-ai blocat în proiect, da? nu ai... Doctor, nu ai inginer, nu ai chimiști, nu ai biologi, nu ai tehnicieni, nu ai sudor, nu ai muncitori, nu ai zugravi, nu ai templari, nu ai dulgher și așa mai departe. Și culmea că există doritori care să vină la noi, de ce că salariile comparativ cu alte țări din Est sau din Asia sunt mult mai mari. Am întâlnit la târgul de la Kiev un medic care a lucrat pe urgență în Kiev. 45 de ani și spunea ce domnilor, eu am cel mai mare sal, cea mai mare pensie dintre toți medicii pensionari din, din Kiev, da? Avea o sumă, cât credeți? 450 de euro. Da? Și el, deci vă dați seama, o avea cea mai mare. Gândiți-vă ca și, ca, ca și, sumă alocată pentru o pensie. Gândiți-vă câți medici tineri și din Ucraina, dar mai ales din Republica Moldova, unde există libertatea de limbă, de exprimare, care este extraordinară, ca și un avantaj pentru noi, dacă le-ar da uh, uh, Ministerul Învățământului și uh, după aia, deci Ministerul Învățământului să echivaleze diplomele și Ministerul Sănătății să le dea libera practică, lucrurile asta altfel. Ar SARFEL pentru foarte multe spitale din România, pentru foarte multe uh, afaceri private din sănătate din România, că am mai avut discuții cu dumneavoastră că afacerile private în zona de sănătate din România reprezintă cam aproape 90% Aproape 90%. Gândiți-vă că în afară de spitalele de stat, care sunt câte unul în fiecare oraș și unul județean, restul, toate afacerile în zona de sănătate sunt private. Sunt foarte multe. Vă dați seama că pleacă valul de medici de familie, pleacă la pensie, da? Cine va înlocui acești medici de familie? De unde? de unde. Păi, săptămâna și... trecută aveam cu primarul Dănuț Candrea această discuție. Îmi spunea chiar eu i-am dat un exemplu că e în criză, a plecat doamna doctor, da, a plecat strugarul, Strugaru, doamna. Strugaru, doamna Strugaru. Și le are un medic și, Da, domnul Ilecoșcaru. Da, 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 bun. Iar eu îi dădeam exemplu pe care l-am văzut la ProTV, TV în dimineața respectivă, la știrile Pro -TV, o primăriță o primăriță dintr-o comună nemăritat, -a, a zis eu mă mărit cu un medic era, dar s-am și era eu sunt german, da. german, da. în germane. Deci ea și a lansat dorința dacă să de a, de a, -a să aibă să un medic de a familie. să se căsătorească doar cu un medic. Și să știți că ați stârnit interes, și uh, am înțeles că s-a găsit și acel medic care să vină să se căsătorească. Da? Deci, asta a fost. Uh, este o căsătorie din interes uh, comunitar. Deci, uh, deci, uluitor, adică de să, să te gândești uh, și vorbaia. Uh, vorbeam cu atâta, uh, atâta lume. În condițiile în care acum un medic poate să câștige până la 200 de milioane. Și mai mult de. Și, deci nu se poate. Adică eu nu spun nimic. Respect, cunosc medici, deși eu mă întreb în continuare, cel puțin diferența dintre mine, am 200 de copii pe zi și câștig Nici știu eu, 800, hai să zicem, 800 de, de euro și cineva care să câștige 5000 de euro. nu, iar și eu, anomalie, îmi pare foarte rău, uh, cu tot respectul pentru foarte mulți medici. Uh, să știți și cu, că sunt... În ciuda acestei situații, pleacă medici în continuare și tot nu avem comunități cam, cu cam 30 de medici pe lună pleacă din România. Este un dezastru. 30 de medici. Cam 30 de medici, este o statistică chiar dată de Ministerul Sănătății. Hai, dramatic. Deci, nu am înțeles de ce, fiindcă salariile sunt foarte mari, condițiile, condițiile și modul de a se, de abordare a calității de medic și știu, a... ar, ar trebui să facem o, o discuție și mă întreb uh, separată doar despre această problemă, pentru că uh, mulți, eu am discutat cu oameni care lucrează la dumneavoastră și au fost în străinătate, se muncește pe rupte. Am vorbit cu fostul meu elev, cu uh, Radu Scurtu, care mi-a spus se muncește pe rupte, adică capitaliștii te muncesc ca medic și mă întreb, cu toate astea medicii pleacă? Și de multe ori în, yes. în spitalele din România nu se muncește chiar pe rupte, hai să fim serioși. Eu nu zic că este dolce farniente, cum am avut și noi, poate în anumite administrații locale, această atmosferă de dolce farniente, de, de sus până în jos, dar și în multe spitale e această atmosferă. Pe când dincolo, sau poate doar o generație pleacă, nu știu ce va fi, dar bine nu e. Domnul profesor, administrația care a hotărât să mărească salariile la medici, inițiativa a fost bună, dorința a fost extraordinară. Intenția. Intenția. Numai că a pus-o un pic carul înaintea boilor. Prima dată trebuia să gândească la eficiență. Îl plătesc pe un om foarte bine că este eficient. Să stimulez, să stimulez profesionalismul și eficiența. Da? Deci un medic are o fișă postului. El poate fi și normat, da? nu atât de riguros ca, știu eu, pe bandă dacă lucrez într-o fabrică, fiindcă oamenii, cu oamenii să lucrează, cu pacienții să lucrează destul de complex, dar putea fi normat. Mai am avut o discuție și altă dată, cred că, când discutam de banii care s-au dat pe salarii, 45% din salariile pe care le primesc medicii în zona publică, în zona privată, îi primesc de la Casa Națională de Asigurări. S-au luat bani de la servicii și medicamente și s-au băgat pe salarii. Nu știu dacă este bine sau rău, da? dar asta s-a făcut. Doar în ideea de a-i ține în țară. Deși banii de acolo sunt cu destinații foarte clare. Ce spuneam eu și acum o spun și altă dată și la toate întâlnirile care le-am avut cu autoritățile, că ar fi trebuit să plătească performanța și mai ales să plătească serviciile medicale la un standard de preț, de cost, cum ar fi, știu eu, hai să nu zicem în Germania dar aproximativ cu Italia, cu Belgia, cu ceva de acolo, da? Să le plătim ca administrația, managementul, fie el privat sau public, să-și plătească personalul în funcție de performanță, da? Eu nu-l plătesc pe un om, da, în străinătate, nu se întâmplă treaba asta, doar că ai venit să, să semnezi condica sau te-ai bucurat de prezență și ai admirat uh, colegele de la servici și pleci acasă. Deci nu. Performanța, că spuneați dumneavoastră, capitalistul te exploatează. Nu te exploatează, lucrează pe eficiență. Ai produs atât, da? Bani care, din ce ai câștigat tu, din ce ai produs tu, eu trebuie să-ți dau salarul ție în mână, trebuie să plătesc toate contribuțiile la stat și trebuie să-mi rămână pentru cheltuielile de utilizarea aparatelor, de energie, de consumabile de diferite feluri și să-mi rămână bani să și investesc ca să mă pot dezvolta. Da? În momentul de față, sunt foarte muli, multe unități uh, medicale din România care merg doar uh, uh, din dorința de a câștiga acești bani de salarii de 100% din tot ce câștigă. Revenind la provocarea asta a mea, ați spus în zona construcțiilor să pot câștiga bani frumoși, cum spunem noi, da. în zona medicală, medici, asistente. Turism, fabricile de apă din zonă, vorbeam cu vicepreședintele Valvis Holding, cu domnul Chiforescu, un interviu la Acqua Carpatica Sunt o mie de oameni care lucrează la cele trei fabrici de apă din țara Dornei, salariile sunt decente Turism, un bucătar bun, un ospătar bun, să câștigă peste, cel puțin patru ramuri peste tot este nevoie de oameni, să știți, de oameni, de, oameni. De, o, de oameni calificați. Apropo de turism, să știți că am în Italia am fost. Montecatini Terme o, 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 o stațiune din Italia și am stat de vorbă cu niște oameni de acolo Bă, cum vă merge vouă turismul? ne merge fiindcă suntem asociați da. suntem asociați și noi facem turismul pe ansamblu, deci nu-l facem punctual la noi lucrurile nu stau chiar așa, dacă cei din Bucovina sar, că dacă mergi la un târg am discutat și la consulat dacă mergi la un târg nu poți să mergi eu mă duc cu hotelul meu, da? Că noi toți mergem așa. Deci nu poți să faci asemenea chestii. Dacă ăla se duce cu hotelul lui, ăla se duce cu hotelul lui, Bogdan, generalul meu, se duce cu hotelul lui, nu faci, nu te întreabă nimeni, nicio agenție de turism nu ce stă de vorbă cu. merge tine. prin Consiliul nu. Județean, pentru că așa. Cu... Consiliul, Consiliul Județean a fost prezent doar cu ceea ce poate promova cultural Consiliul Județean, dar nu merge cu oamenii din turism, cu oamenii de afaceri din turism care să încheie contracte ferme cu agențiile de turism dintr-o țară, da? Domnule, eu, când mă duc cu, ca reprezentant a unei asociații, a unui patronat dintr-o anumită zonă, mă duc concret și știu că colegul meu din patronat X poate să ofere serviciile astea celălalt poate să le ofere pe celălalt unul face, poate face balneu unii nu știu ce pot face și atunci când ai încheiat contracte știi foarte exact unde ai trimis turiștii din străinătate. Să știți că condițiile noastre hoteliere sunt destul de bune comparativ și cu Italia, da? Că am fost în Italia condiții destul de mediocre. Da. Nu știu ce mâncare extraordinară nu mare lucru, nu mic dejun, nu știu de care, nu restaurant gătesc, au o artă culinară apreciată. Dar nici noi nu stăm mai prejos. Noi tot timpul ne subestimăm. Românul nostru când merge în străinătate, chiar să vorbea în consulat de chestia asta, merg și denigrează România. Și întrebarea era oare de ce? Se inspire milă în durare ca să-l angajezi. Da? Aproape că cere azir politic. Milogul, da. Da, da. Deci Avem e, deja un, e, e o atitudine, o, un tip psihologic. E o atitudine nefirească. Foarte mulți patroni de acolo când vin în România și văd, de fapt, România care uh, există și o vedem cu toții, să întreabă, domnule, dar de ce a venit omul ăsta să-mi spună atât de negru și de subru despre România? Când, de fapt, nu e așa. Da, Soldatul rus, când a ajuns la Berlin, uh, vă dați seama, de prin stepele rusești, nu înțelegea ce o fi căutat în amărât aia de Rusia lor, da? Uh, Neamțul. Când a ajuns la Berlin, chiar sub dărâmături, distrus orașele. Uh, a avut același șoc. Același șoc la și acești... Din, Și din restul examenelor exact. da. reieșea că trăiau mai bine acasă decât ei care trăiau sub pământ în da. Rusia lor. În nu? În bordei sub pământ. Același lucru, cred că unul, ar putea fi și aici mă puteți combate sau puteți completa. Nu avem o relație de iubire cu propria noastră patrie de pământ, cum îmi place mie să o numesc. Avem patria de limbă, limba patria de limbă, oriunde mergi pe planeta asta, este România, o duci cu tine, și patria de pământ asta. Nu relaționăm bine cu patria de pământ. Că e vorba de Dorna, că e vorba de Bucovina, că e vorba de România. Și doi, poate o altă temă interesantă de dezbătut la un moment dat, plătim prețul de a nu fi avut, de-a lungul sutelor de ani, elite. Elitele ne-au impus din afară. Că au fost greci, că au fost fanarioți, că au fost uh, în Transilvania uh, unguri, elitele noastre au lipsit. Au fost falsele elite comuniste, da? A fost o inversiune a valorilor atunci, din nou impuse, cum a spus dumneavoastră. Au fost uh, 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 între, în perioada interbelică, cred că și. O doză de parvenism și de parveniți, noi întotdeauna am avut, numai că procentul a diferit în funcție de perioada istorică, și avem în ultimii 30 de ani în care ne întrebăm, ok, unde ne sunt elitele? Poate aceste două lucruri ar co, spun despre noi câte ceva. Domnul profesor, eram într-o piață centrală din Bolonia, și acolo era un individ care l-au arestat autoritățile italiene, era italian de vreo câteva ori, de ce că el avea un scaun pe care să urca, ca cei din High Park, da? Și spunea câte ceva despre autorități. Discurse. Și atunci mi-am adus aminte de un englez pe scaunul lui din High Park care critica guvernul britanic. Și s-a apropiat de el un francez. Și spunea că, da, ai dreptate, așa este. Guvernul tău este slab, este rău, este incompetent. La care englezul se oprește, ce, da, dar e problema mea, nu a ta. Știți? Uh -huh. E o doză, iar chiar deși critica autoritățile, da? E ca țiganul la care își bătea nevasta și a intervenit cineva, da, o bat, dar eu o iubesc. Da? Așa și își critica. Uh, uh, ca să corecteze. Da, își critica să corecteze, dar nu era treaba francezului. Era deci, treaba lui. Deci, un notă okay. de patriotism și de mândrie. Mi-ați ridicat de mingea la fileu. Eu, parte, eu, eu, eu din iubire critic administrația locală, nu că am eu vreo problemă cu primarul sau cu primarii sau cine s-a perindat pe acolo sau consilier local, n-am ceva personal cu ei, pentru că vreau mai mult de la această comunitate, pentru că puteam să plec, să rămân la Iași, puteam să mă duc cu profesor universitar, asistent și apoi profesor să fac carieră la Suceava, la universitate în 95 când am terminat, am venit aici. Păi nu poți să vii aici, dumneavoastră ați investit aici, vă creșteți copii aici, nepoții, poate aici. Și atunci nu este normal să am pretenții. Nu, pentru că aici m-am născut și aici eu, cu siguranță voi muri și atunci normal că am avut și instrumentele pentru că le-am creat, ziar, radio, TV, ca să pun presiune. Dar pentru că vreau mai bine. Dar dacă vine cineva din, din afară, evident că voi face ca englezul din High Park. O să mă apăr da, dar parcela. Dar foarte puțini români fac chestia asta. Patriotismul a devenit după revoluție de suet. Pentru că nu se leagă de parcela aia, nu. El nu da, nu, da. nu relaționează. Ori nu conștientizează ce înseamnă pământul ăla de sub picioare? Da. Cu siguranță că nu realizează. Da. Te duci în altă parte și ești considerat un stranier, un neavenit acolo, un om care le încurci treburile lor, sau te exploatează o perioadă da, și te. Credeți că, că uh, și datorită uh, unui complex pe care noi l-am avut până în 89 de inferioritate față de cei din vest, mă uit acum la elevii mei. L-au lucrat elevii mei cot la cot cu mine și cu olandezii am făcut adăpostul la de, de, de câini. Nu l-ar fi terminat pără, fără copiii mei. Și mi-am dat seama. Că elevii mei nu au niciun sentiment de inferioritate, nu empatizează cu, cu, cu ceilalți, nu au uh, nici o nuanță, de, vreo doză de servilism, uh, nu se angajează emoțional. Își fac treaba la fel de bine ca ceilalți și atât. 30.000 de copii au strigat Hai România la, la meciul cu Norvegia. Da. Se schimbă generațiile în bine, zic eu. Vor relaționa altfel și cu Steagul, și cu Inu, și cu echipa națională, și cu uh, uh, domnul, mica domnul în profesor, lor comunitate. Am văzut un interviu cu o doamnă profesoară de acolo și era foarte încântată că a participat la meci și a mers cu clasa uh, ei și spunea că a fost o lecție de patriotism deosebită. Uh, Patriotismul, așa cum spuneam, după Revoluție, a devenit uh, inadecvat pentru cetățeanul român. Nu există posibil... Noi am învățat, am fost învățați să iubim da, sau să da, urâm da, țara asta. Cred că să urâm țara. Da, dar din păcate și în mediul școlar, universitar... Dar nedreptățile, domnul Roman, nedreptățile, nedreptățile de rim... de da, atunci, istorice. Atunci când ești în fața copiilor și ești plătit de statul român, nu poți să le spui copiilor la școală, la catedră, plecați din țara de rahat. E o chestie care pe mine m-a durut... Și, și la nivel, nivel de, de stat? nu numai la nivel de școli, de... la nivel de universitate. Să ți se dea astfel de mesaj, am vorbit cu doamna doctor, am vorbit cu da. fica dumneavoastră, să spună, dar voi mai stați aici? Da, deci ce vreau să spun că am vizitat o, o cramă, o, o zonă viticolă, da, și ne prezenta, era o afacere care venea din strămoși. da, era a patra generație de uh, proprietari acolo, care venea din familie, și ne prezenta o cramă micuță, da, micuță, micuță, cu niște, uh, știu o povești extraordinare, să ne încânte de uh, podgorile de vinul... Uh, nu știu cum se cheamă, au vinul lor, îmi pare rău că în, eu cu. În am, zona respectivă. Nu? În, zona, în, în zona Toscanei, da, un vin extraordinar. Uh, uh, și noi am stat și ne-am gândit, domnilor, dar noi avem niște creme extraordinare, niște creme imens. Și nu le promovăm. Da. Și de ce? Că am întrebat după aia uh, la consulat, atunci când vin să-și prezinte vinurile, vin fracționat. Nu vin. Ca România își prezintă vinurile. Și acesta este prețul pe care îl plătim este că preț... nu putem funcționa împreună. Nu putem funcționa. Mereu am în minte ceea ce spunea doamna profesoară din Florența, din Florența care spunea așa: Am sperat că voi fi votată de cei 20.000 de români ai mei în Florența și voi fi în administrația 32 de voturi. Deci, vedeți, asta înseamnă unitatea românilor. Apropo de ce spuneați dumneavoastră că o faceți pentru iubire față de administrație, că este alta sau. Uh, sau uh, nu, alta. iubire față de oraș și critică administrația nu din frustrare, ci din, din iubire, iubire față iubire, de comunitate. Mi-a -am, vaz mi -am aminte de o emisiune, de un do film documentar care l-au dat din Germania pe TVR1 despre un român care era primar într-o localitate germană și acolo el din estul Germaniei și știți că în Germania tot ce a fost în est au început să renoveze, să facă, să regândească și peisagistic și urbanistic și economic și ca să poată să-și desfășoare activitățile bine în relația cu firmele de construcții, cu cine lucra, au angajat pensionari dar angajat voluntariat, da, aveau acte și fiecare pensionar pe profesia lui urmărea implementarea proiectelor respective și anunța administrația de lucrurile bune sau proaste care se întâmplau la o ședință care o avea la începutul zilei. Da? Aia înseamnă, sau lucrul ăsta înseamnă că tu vrei ca și administrație locală, nu se fentezi cetățenii cu tot felul de lucruri, știu, ascunse, să faci lucruri repede și prost, da? să-i, știu, momești pentru campania electorală, vrei să le faci foarte bine, trainice, ca să nu, spuneam într-o emisiune, să nu ne învârț, să ieșim din sensul giratoriu, nu să rămânem în sensul giratoriu. Da, eu, eu am spus-o atunci când am candidat spre surpriza multora, am... Trecut dincolo de masă, da, din spatele camerei, din spatele microfonului, m-am -am dus în partea cealaltă și m-am poziționat în partea cealaltă, gândindu-mă că am o singură calitate importantă în mersul unei comunități. Capacitatea de a aduna oameni împreună. Și asta am demonstrat-o, atât în învățământ, cât și în tot ceea ce am uh, făcut. Și cred că așa trebuie să funcționăm de azi înainte, măcar de azi înainte să ne învățăm uh, lecția să... Nu mai alegem oameni care dau dovadă de autosuficiență sau cei care se cred stăpânii adevărului absolut sau știu ei mai bine decât ceilalți. Pentru că în Vatra Doamnei, din totdeauna am scris, am spus, am rostit-o și cred în continuare, există foarte multe categorii sociale care ar contribui. Categorii sociale, de vârstă, profesionale de la pensionar până la uh, elevii de liceu, care ar avea idei, au potențial, au energie, dar care stau în stare latentă. Și cred că lucrul ăsta ne-a ne ne ținut într în sensul giratoriu din care nu mai ieșim. Metafora asta mi-a plăcut extraordinar de mult, metafora dumneavoastră. Și poate învățăm până acum și vom găsi oameni care să iubească în continuare comunitatea asta. Sunt convins că și cei actuali o, o iubesc, dar trebuie să facem în așa fel încât Oamenii să înceapă să funcționeze împreună. Că regăsim uh, 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 lucruri care în final le decontăm negativ toți. Nu doar cineva pierde în turism. Pierde toată lumea în turism. Nu? Dacă azi ne ai dat o cameră, cum zice prietenul nostru Daniel Pasat, nu, degeaba dai mâine două, pentru că banii nu ți-ai luat, nu pe camera pe care ai ținut-o astăzi. Goale. Și poate învățăm, poate ne maturizăm, poate ne respectăm încet, încet micile valori, micile modele de succes și poate mai scăpăm de frustrări, de dezbinări, de polițe de plătit și încet, încet trecem într-o altă etapă, pentru că mai avem două luni, domnule Roman Bocan, până la evenimentele din 89 și am consumat 30 de ani în care ne-am resipit. Anii din viață, visurile, așteptările, energia, banii poate, da? Și pentru ce? Și mai de speranțele, domnul profesor. Speranțe. Acum, dacă tot mi-a spus atâtea întrebări mie, vreau să vă pun și eu una. Candidați? Haideți să lăsăm toate la momentul uh, potrivit. Și știți de ce? Da, pentru că dat, eu... Mi-ați dat o speranță. Ști, deci dat. eu, multă lume m-a întrebat... Bun, da, toată lumea, toți au intrat pe la partide. Ei, vedem că sunt și independenți care sunt susținuți de, de partide. Dar cum, da? Nu te organizezi, nu te duci pe stradă, nu începi să-ți faci lobby. Și eu le răspund așa și le spun și oamenilor, dacă toți mai, mai provocați. Eu, deocamdată, mă pun pe mine în ordine, îmi ridic frecvența inimii, ca e singura care ai nevoie de o inimă tare și mare ca să poți să duci o astfel de misiune și deciziile pe care le, le voi lua, le voi lua nu doar singur, ci și cu oameni care pot să, să, să se înhame la asalta orășelul mai mult. Și nu voi nega niciodată, dacă voi ajunge într-o astfel de funcție, ce-au făcut precedenții. Nu. Cred că va fi un, un, un mod total diferit de, de lucru. Fiecare om este... Un om al cetății, și fiecare om al cetății are, poate să aibă o responsabilitate, are o pricepere, are o experiență, dar trebuie să, să vină cu inima uh, deschisă. În rest, comunitatea, cum a spus și noastră, un, un guvern poate să, o țară să poată conduce și fără guvern, uh, și o primărie poate să funcționeze și fără un primar, fără să aibă sentimentul că e primarul, trebuie să fie un un șef de orchestră, și fiecare să-și facă treaba. Da, este foarte adevărat. Noi avem mentalitatea că căutăm undeva un tătuc, pe cineva, care să ne sperie. Tiparul este greșit. Să ne sperie și să ne dea. Tiparul este greșit. Este, foarte greșit. este foarte greșit și uh, trebuie să ieșim din acest tipar. Și putem, putem, putem. Cu siguranță că uh, putem. Ce să zic la final, domnule Roman Boca, că ați venit după două săptămâni și n-am vorbit despre experiența japoneză lui Roman Boca și acolo ar fi o poveste de spus, dar despre, despre confrații noștri, despre drama pe care o trăim în interior, în afară și să vedem, fără să bănuim consecințele la nivel uh, psihologic pentru această uh, traumă a ruperei familiei, nu? Tot în această carte, într-un editor am scris, sunt convins că mulți vor înțelege ce am vrut să spun, și anume că hm, pare ciudat, dar are un sens. Dacă, bărbat, dacă, dacă bărbatul și femeia, uniunea dintre ei doi, da? dacă femeia a plecat, pentru că statisticile spun, dragii noștri, că femeile au plecat din România, păi atunci înseamnă că dacă femeie nu mai am, la ce bun pământul, nu pentru că și pământul ăla trebuie să țină familia, gospodăria, bărbatul care are un rol în gospodărie. De ce să ne mire că o suprafață de teren, cât suprafața Moldovei este înstrăinată? Dacă eu nu mai am femeie, la ce bun pământul? Și s-a distrus, s-a distrus, da, s-a distrus uh, uh, familia. Femeia a plecat, uh, bărbatul a rămas acasă și a vândut pământul s-a destrămat o familie, dumneavoastră a spus de divorțuri și arhetipul ăla, tiparul care ne-a ținut civilizația a fost spart cu prețul ăsta. Cu femei internate la sau, în spitale de psihiatrie, în clinici, cu bărbați alcoolizați, depresivi, care au rămas acasă cu copiii și n-au știut ce să facă cu, cu, cu ei și cu o suprafață de teren care cred că este mai mare, chiar vândută, înstrăinată, nu cum spune domnul Țireac, ce om o să vă ia în nemții pământul cu camioanele? Nu, domnule Ion Țireac, dar ce produce pământul, da. Și vedeți, această legătură ancestrală cu pământul, da, cerul și pământul, da, femeia și bărbatul, a fost denaturată, a fost atacată. Și cine știe când vom reuși să ajungem din nou în punctul de a funcționa sănătos. Deocamdată, prin analiza noastră și prin zicerea mea sau aceste cuvinte, gânduri pe care le-am scris, măcar să fie motiv de reflexie pentru de meditație pentru cei care ne-au urmărit. Domnul profesor, mulțumesc că ne-am întâlnit. Eu dimineața nici nu aveam de gând să vin la acest interviu. Dumneavoastră ați insistat și ați făcut bine că ați insistat. Este foarte bine să afle și alții ce se întâmplă în exterior. Să știți că sunt foarte frumoase autostrăzile în Italia, dar dacă ai ieșit de pe autostradă, lucrurile nu stau întotdeauna chiar așa cum am sperat noi. Uh, locul românilor să știți că este în România și apropo de ce spuneați că Ion Țireac spunea că nu ne ia pământul camion. camionul italienii au încărcat partea fertilă a pământului cumpărat din anumite zone din Bărăgan și l-au dus în Italia și au uh, pus pe piatra lor să cultive uh, ce și-au dorit ei acolo. S-a întâmplat și treaba asta, nu este exclus uh, ceea ce n-am văzut eu în altă parte prin Italia, că ne-am uitat cu un ochi foarte atent, uh, n am văzut în comunitățile mici supermarketuri N-am văzut asemenea lucruri, ceea ce e un dezastru pentru multe comunități în România. Uh, au venit alții și scot toată bruma de bani de aici și își fac lucrurile la ei foarte bine și nu la noi. Banii românilor trebuie investiți de români și banii românilor trebuie să rămână în România ca aici să aibă circuitul lor firesc și normal. N-am făcut așa, lucrurile o să ne costă în timp, uh, românii au plecat, așteptăm să vină o parte din ei acasă, probabil că vor veni obosiți, bolnavi, cu traume de tot felul, așa cum spuneați dumneavoastră, că au nevoie de ospiciu. Probabil că unii vor uh, da mulți bani pentru starea lor de sănătate alterată după munci foarte grele acolo, și nu le vor ajunge banii să-și plătească uh, vindecarea acestor boli. Uh, eu am fost foarte marcat de ceea ce am aflat acolo și am văzut că te duci să vezi ce se întâmplă. Să știți că noi avem foarte multe lucruri bune. Foarte multe lucruri bune care trebuie promovate. Să știți că unitatea la noi e o mare problemă. Da. Întotdeauna, când vom merge în străinătate, este bine să ne ducem uniți și să avem, măcar pe domenii, să avem lucrurile foarte clare acolo când mergem, să putem vinde ceea ce avem, să prezentăm foarte frumos ceea ce avem. Am fost într-o deplasare în Cincuetere. O zonă extrem, Pate, extrem de frumoasă, dar extrem de stearpă, domnul profesor, dar statul italian a făcut în așa fel încât și turismul de acolo să aducă bani comunităților de acolo. da? A, a făcut linie de feribot, de tren, ca turismul, turistul să meargă acolo și să vadă ce de fapt. Niște stânci, niște clădiri, niște restaurante foarte frumoase, amenajate și prielnice pentru turism dar asta înseamnă să poți face un plan de dezvoltare pe anumite zone ca să dai posibilitatea tuturor cetățenilor din țara ta să funcționeze normal și firesc și să aibă o bună stare. Eu nu pot decât să vă mulțumesc, să-i mulțumim domnului Roman Boca pentru această oră pe care ne-ați acordat-o. Țineți aproape, oameni buni, vor mai urma astfel de interviuri, pentru că, cu siguranță, așa cum ariciul se duce în vie, se tăvălește, duce bobițele pe care le are înțepi la vizuina. Sunt convins că câteva bobițe au rămas de pe urma acestui interviu și să ne fie tuturor de, de folos. Ne mai gândim la ele, mai medităm și încet, încet poate că vom trage și concluziile uh, sănătoase pentru domniile voastre, pentru noi toți, pentru comunitățile în care uh, trăim. Încă o dată vă mulțumesc și, și vă Dumnezeu mulțumesc. să vă țină sănătos și să rămâneți în continuare o voce pentru micuța noastră comunitate. Vă mulțumesc foarte mult, sănătate tuturor celor care ne ascultă și ne aud.